Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. În acest episod vă voi arăta cum să vă schimbați numele pe YouTube. Dacă nu se sincronizează vocea mea cu videoclipul, este din cauza că videoclipul a fost făcut fără sunet pentru că am uitat să-l activez și da. Deci, în acest episod vă voi arăta cum să vă puneți numele dintr-un singur nume. Adică, când intrați pe YouTube, după cum vedeți, Verix, așa mi-am pus eu, când intrați pe YouTube, când vă faceți canal, vă pune să vă scrieți două nume. Adică, după cum vedeți, eu sunt niște conturi de ale mele, le-am făcut pentru videoclip și vă arată. Și nu vă lasă să vă ștergeți numele. Și dacă îl ștergeți, o să vă dea nume de familie, adică să vă scrieți numele. Și am scris acolo un nume, Baniel Bumitru, Dumitru Bumitru, cum sună. Și tocmai așa vă lasă să vă creați canal. Și dacă vreți să vă puneți un singur nume, adică gen, să vă cheme doar Dumitru, fără și celălalt nume, intrați tot în același loc. Eu am intrat pe alt cont și ștergeți numele de familie și puneți un punct. Și odată ce v-a spus punctul, vă rămâne doar numele pe care l-a spus prima dată, adică, după cum vedeți, Ale și punctul și apăsați creează canal. Și, după cum vedeți, v-a pus numele. Pa, pa!